Bucură-te în ceea ce ești cu mare. Știm că aveți o legătură specială cu părintele Arsenie Boca. Sperăm că ne veți vorbi despre dumnealui în această seară. Da, părintele Arsenie Boca l-am cunoscut în 75 și sunt vindecat în chip miraculos din dânsul și venind eu, când am venit pentru prima dată în state, eu am venit într-o colectă, când, aflând dragostea creștinilor față de părintele Arsenie, n-a fost în fiecare biserică pe unde am trecut, le-am vorbit despre părintele, m-au rugat să le vorbesc despre părintele Arsenie Boca și preoții și credincioșii. Și atunci m-am marcat cu tremurător că aici, peste ocean și în așa mare îndepărtare, creștinii îl iubesc atât de mult pe părintele Arsenie Boca. Și aceasta m-a făcut și m-a adus din nou ca să mai vin pe aici să ne împărtășim bucuriile și să ne întărim credința, pentru că dumneavoastră aici, în această parte a lumii, faceți o misiune, sunteți misionari și îl vestiți pe Dumnezeu, îl predicați pe Dumnezeu, fie prin emisiuni, fie prin cuvânt viu, față către față, indiferent. Cum zicea părintele Arsenie Boca, să apărăm cauza lui Dumnezeu în lume. Vă mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Și de a-și avea credință și ne-a dat părintele să învățăm pe de rost textul ăsta. De a-și avea credință încât să mut și munții. Și credință. Dacă dragoste nu am nimic, nu sunt. De a-și avea credință să înviez morți. Dacă dragoste nu am nimic, nu sunt. De a-și da trupul meu să fie ars. O mare jertfă ca să fie ars tu. Din credință. Dacă e credință fără dragoste. Dacă nu am dragoste, nu sunt nimic, spune Sfântul Apostol Pavel. Și la această măsură, părintele, cu toți ucenicii câți i-au avut de când era la sâmbăta și până a închis ochii, asta a vrut să-l sădească pe Dumnezeu în sufletul tuturor, pe Dumnezeu și iubirea de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu și de oameni este condiționată mântuirii noastre. Și eu la dumneavoastră am venit că vă iubesc și dumneavoastră mi-ați răspuns cu aceeași iubire și această virtute să ne ajute Dumnezeu să o avem. Urmăriți în viață. Când cineva vă urăște, să nu răsplătiți cu aceea monedă. Să nu răsplătiți cu ură, să iertați. Și zicea părintele Arsenie, era cineva care spunea să plângea că nu mai știe ce să facă și a zis cât în caz îi face, sau familie și multe ne putem înșira. Mă, stai de vorbă cu Dumnezeu pentru ei, nu cu ei despre Dumnezeu. Și ce nu puteți rezolva, cum spun Sfinții Părinți, fă ce poți și roagă-L pe Dumnezeu pentru ceea ce nu poți. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt George Rădulescu și vă propun să ne instalăm confortabil, preț de câteva minute, în spațiul lecturii. În spațiul cărților românești, foarte căutate la Montreal de către o parte a publicului. În acest scop l-am invitat în studio pe colegul meu, jurnalistul Viorel Angel. Bun venit, Viorel, la Escu TV. Bine v-am găsit, mersi pentru invitație. Nu întâmplător ți-am solicitat acordul de a avea un dialog astăzi pe tema cărților, știind și faptul că de ceva timp te ocupi de librăria românilor.
și că ești la curent cu ultimele apariții editoriale din țară, cu modul în care românii din diaspora, în special cei din Montreal, prizează, dacă putem spune, cartea, lectura, tot ceea ce ține de cultura românească, tot ceea ce apare ca tipăritură în țară. Așadar, te-aș ruga să-mi faci un mic portret al consumatorului de carte românească din diaspora, pentru că știu că primești comenzi și din afara spațiului în care ne aflăm, în afara Montrealului și al Quebecului. După părerea mea, nu este un consumator diferit de consumatorul care intră într-o librărie din Quebec. I-aș putea împărți în câteva mari categorii. Sunt cititorii care caută, să zicem, bestsellerurile, toate cărțile care sunt la modă. Apoi sunt cititorii care caută carte românească și care sunt foarte la curent cu tot ce se întâmplă în viața literară din România, vor să aibă acces la noutăți, știu ce cărți au apărut și, de regulă, aceștia urmăresc autorii, să le zicem, populari, de la editurile mari, Humanitas, Polirom, Rau, dar în principiu cam asta este. Particularitatea Montrealului este că avem o masă destul de importantă de cititori de carte religioasă, ceea ce asta era o întrebare pe care vreau să ți-o adresez, știut fiind faptul că în țară foarte mulți români cumpără carte religioasă. De altfel au apărut nenumărate edituri pe lângă parohiile din țară care se ocupă cu tipărirea unor astfel de lucrări. Ce se întâmplă la Montreal? E același fenomen? Putem discuta despre un interes care vine cumva din centrul comunităților religioase, din jurul parohiilor, sau pur și simplu oamenii, unii dintre ei care nici nu frecventează biserici unde slujesc preoți români, vin către librărie pentru a cumpăra astfel de cărți? Greu de spus. Sunt unii dintre ei care frecventează mănăstirea ortodoxă de la Lașut, unde preotul este grec. Dar sunt destui și din jurul bisericilor românești de la Montreal. Dar este și o mănăstire românească, dacă nu mă înșel, la părintele lui Cyril Bradet. Da, asta e la Lașut, dar preotul este grec. Preotul este grec, am înțeles. Și, cum ai spus, noi vindem și în exteriorul Quebecului și în Statele Unite. Interesul pentru carte religioasă e concentrat în zona Montrealului. Din Canada, din zona anglofonă, primești comenzi? Ai avut oarecare posibilitate de a-ți forma o idee despre ceea ce se întâmplă în Ontario, de pildă, la Toronto, cu această comunitate românească devoratoare sau interesată de tipăritura în limba română? În restul Canadei, ca și în SUA, în principiu sunt două categorii de cititori, cei care caută bestselleruri, cărți pentru, să zicem, romane de dragoste. Mulți dintre ei pentru părinții care sunt în vizită aici, ca să-și mai petreacă timpul ne vorbind toți limba engleză. Deci Sandra Brown, chit că pare ușor deplasat că vorbim de cultură, dar... Nu, trebuie să o recunoaștem, asta se întâmplă. Amanda Quick, genul ăsta de autor pentru... Literatură de consum. Feminin, se vinde foarte bine. Și în afară de asta sunt cei care comandă cărți foarte serioase despre rezistența anticomunistă sau romane care au apărut acum în România. Literatură clasică, eseistică. Da, avem și categoria asta de public, ca să ne liniștim puțin. Nu avem și categoria asta de public. Pentru că tot vorbim de cărți serioase, aș vrea să te întreb dacă ai observat că anumiți autori sau anumite personaje despre care se scrie au putere de magnet, aș putea spune, magnetizează, atrag cititori, atrag cumpărători de carte. Mă gândesc la Lucian Boia, de pildă, mă gândesc la Neagu Giuvara. Sunt personaje și autori care atrag atenția asupra lor și care în ultimii ani, cel puțin, s-au impus în spațiul public românesc. Da, și care au publicul lor, care îi urmează fidel peste tot. În afară de exemplele amintite de tine, mai e cazul doamnei Liceanu. Aurora Liceanu. Aurora Liceanu, care are publicul ei. Dan Puric,
Oana Pelea, vorbesc. Oana Pelea, autorii de la Humanitas, domnul Liceanu, Andrei Pleșu, Horia Roman Patapievici, ei vin cu publicul lor, deci orice apare, lumea cumpără. Lucian Boia este foarte iubit și foarte criticat în același timp, ceea ce e un lucru bun pentru un autor și pentru un istoric în special. Unanimitățile și convingerile unanime, am putea spune, nu sunt benefice, am văzut la ce au dus în decursul istoriei. Dar Lucian Boia a publicat relativ recent, am putea spune, o carte, De ce este România altfel. A avut un stoc, s-a epuizat. Da. Și ca impact, ca feedback. Cartea asta cred că e una dintre cele mai speciale cărți pe care le-a scris el, pentru că, nu știu, am impresia că a scris-o la nervi, personal, și e scrisă foarte bine, deci ca și scriitură o citești pe nere suflate, evident poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, cum ai spus, nu ai decât două opțiuni, dar cred că ăsta este ceea ce l-a impus pe Lucian Boia pe piață, faptul că scrie într-un limbaj foarte accesibil și fără note de subsol. Și fără note de subsol. Pentru a lămuri puțin și cititorii și telespectatorii, Lucian Boia, istoricul Lucian Boia, se concentrează pe o clarificare a miturilor, n-a spune o destructurare a lor, o destructurare a miturilor care ne-au urmărit în școală pe toți cei care avem o anumită vârstă și care am făcut școala la un anumit moment înainte sau puțin după Revoluție. De ce este România altfel a reprezentat un titlu care a suscitat vii dezbateri în comunitatea românească din țară, în comunitățile din țară, dar și din străinătate. Practic, pe mulți i-a deranjat scoaterea celor care sunt concentrați pe aceste mituri din zona lor de confort și aducerea lor într-un spațiu în care li se oferă altă perspectivă despre istoria glorificată a României. Dar Lucian Boia spune că mitul nu este egal minciună. Chiar l-am urmărit recent cu o intervenție și insista asupra faptului că el nu urmărește destructurarea miturilor, că aceste mituri au fost întotdeauna la baza națiunilor, la baza formărilor. Marile lucruri nu se fac fără mituri, nu putem pune semnul egalității între mit și minciună. Prin urmare, el nu face altceva decât să le prezinte românilor, din punctul lui de vedere, o altă viziune asupra istoriei naționale. Din discuțiile pe care le-a avut, bănuiesc, unii dintre cititori, unii dintre cei care te urmăresc și cei care cumpără cărți de la Librăria Românilor, ce feedback ai avut în privința acestei percepții? Majoritatea au privit foarte, foarte favorabil cartea asta. Cum trebuie să precizăm că ea a venit și într-un context destul de special, a apărut pe valul suspendărilor succesive ale fostului președinte Băsescu, a fost cam în același moment. Știu că s-a apucat să o scrie prin 2012, în momentul respectiv, în vara lui 2012, dar apariția e mult mai târzie, adică prin 2013, dacă nu mă înșel, la un an. Da, dar tot lucrurile erau încă proaspete și mulți au găsit în cartea asta o explicație de ce politica românească o ia raznă. Acum asta cu demolatul miturilor, probabil că Lucian Boia o să supere din nou, pentru că acum a scos o nouă carte în care vorbește despre mitul Mihai Eminescu, care iar e un fetiș al românilor pe care nimeni nu vrea să-l atingă și exact cum ai spus, spune foarte clar că nu își propune să distrugă sau să-l dea jos de pe socul, ci doar să ne ofere noi perspective asupra lui. Adică dezbaterea e necesară întotdeauna, chiar dacă suntem sau nu suntem de acord cu un anumit punct de vedere, faptul că l-ascultăm demonstrează o deschidere intelectuală, mă gândesc. E valabil și în cazul lui Lucian Boia. De altfel, am avut o discuție cu Lucian Boia prin anul 2012, dacă nu mă înșel, 2011-2012, atunci când lucram la Adevărul, și discutam despre această idee a destructurării, nu a distrugerii, a destructurării miturilor. Și îmi spunea la momentul respectiv că toate marile națiuni au
la baza lor, ca fundament, un mit. Cum avem noi mitul, de pildă, lui Mihai Viteazul, care ar fi făcut Marea Unire la 1600, deși la momentul respectiv în nicăieri în lume nu exista conștiința națională, nu se dezvoltase încă ideea de națiune. Cu toate acestea, spunea Lucian Boia la momentul respectiv, mitul lui Mihai Viteazul a însemnat enorm în istoria României, în sensul că a ajutat la înfăptuirea Unirii de la 1859, pe care iată am sărbătorit-o recent, și ulterior la înfăptuirea Unirii, a reîntregirii Unirii Mari de la 1918. Așadar, sunt nuanțe care de multe ori adversarii unor astfel de autori nu le iau în considerare. Cum adversarii de multe ori au și, vin și pe un val de invidie, să-i spunem, pentru că un autor ca Lucian Boia este extrem de popular. El nu face unanimitate nici măcar în breasla lui, pentru că lumea îi reproșează că scrie cărți aproape romanțate și că asta nu este istorie. În schimb, trebuie să-i recunoaștem meritul că aduce în dezbatere probleme pe care altfel n-ar fi ajuns în spațiul public, pentru că ar fi fost formulate în termeni mult prea tehnici pentru majoritatea oamenilor. Aici, ca să închem discuția despre Lucian Boia și să trecem la un alt senior și un alt autor extrem de apreciat în țară, Neagu Giuvara, aș aminti ce spunea Alexis de Tocqueville, un gânditor politic de mare anvergură și un scriitor francez extrem de apreciat, un pionier al sociologiei moderne, am putea spune, că oamenii au nevoie de libertate și de egalitate, dar dacă ar fi lăsați să aleagă între cele două, cu siguranță ar alege egalitatea, în niciun caz libertatea, pentru că avem această zonă de confort despre care discutam mai devreme, inclusiv de confort mental, intelectual, din care nu vrem să fim scoși, tulburându-ni se liniștea interioară și perspectiva generală asupra a ceea ce considerăm noi a fi adevăr absolut. Zona asta de confort, mi se pare că în ultimii ani, eu zic și din cauza internetului, a cam luat proporții mult prea mari pentru ceea ce ar trebui să fie. Normal să ai o zonă de confort, însă mai nou oamenii nu mai vor să iasă niciun fel din zona asta. E ca o renunțare totală la orice provocare și se mulțumesc cu asta și punct final. Se mulțumesc cu ceea ce vor să audă, de altfel, mulți dintre oameni. Poate și uneori cădem în același, și noi cădem în același păcat, pentru că suntem oameni și nimic din ceea ce este omenesc nu ne este străin. Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Sfatul Specialistului. Sunt Călina Jurjubala, avocat, iar azi vă voi prezenta etapele sau procedura pe care trebuie să o îndeplinim pentru a contesta un aviz de cotizație federal sau provincial. Avizele de cotizație federale sau provinciale le vom primi după ce vom depune o declarație de venituri. O declarație pe care noi sau contabilul nostru o întocmește ca urmare a însumării veniturilor și cheltuielilor pe care noi le avem în decursul unui an. De obicei, avizul de cotizație noi îl primim în situația în care trimitem declarația noastră de venituri și de cheltuieli pe care le avem în decursul unui an, iar acest aviz de cotizație reflectă efectiv sumele pe care noi le-am declarat. Sunt situații în care agenții de la Revenue Quebec sau de la Revenue Canada consideră că sumele pe care noi le-am declarat cu titlu de venit sau cu titlu de cheltuieli nu sunt cele reale. În această situație se procedează la o verificare a declarației noastre, această verificare ducând la emiterea unui nou aviz de cotizație. Dacă nu suntem de acord cu avizul de cotizație pe care l-am primit ca urmare a verificării noastre,
Procedura pe care trebuie să o îndeplinim pentru a contesta acest aviz de cotizație se cheamă opoziție. În termen de 90 de zile de la data primirii avizului de cotizație, vom depune la serviciul de opoziții, la direcția de opoziții de la Revenu Quebec, Revenu Canada, avizul nostru de opoziție. Avizul de opoziție este un document pe care îl puteți găsi pe site-urile pe internet, pe site-urile Revenu Quebec, Revenu Canada, în care dumneavoastră va trebui să înscrieți numele, prenumele dumneavoastră, codul numeric personal, numărul avizului de cotizație, anul pentru care ați fost impozitat în cadrul acelui aviz de cotizație, cât și motivele pentru care dumneavoastră considerați că avizul de cotizație nu este un aviz care reflectă realitatea. Avizul opoziția dumneavoastră, avizul dumneavoastră de opoziție va fi verificat și va fi reverificat încă o dată reveniturile pe care le aveți, cheltuielile pe care le-ați declarat de către serviciul de opoziții. Dacă în prima parte a verificării dumneavoastră personalul de obicei de la Revenu Quebec și Revenu Canada sunt agenți obișnuiți, pot să fie persoane care au finalizat doar colegiul. În cadrul opoziției ne întâlnim cu persoane foarte specializate, sunt de obicei avocați specializați în drept fiscal, contabili în drept, specializați în drept fiscal. Ei vor intra în contact cu dumneavoastră, vă solicit să colaborați cu aceste persoane, să le transmiteți documentele care considerați că sunt necesare pentru completarea și pentru susținerea tezei dumneavoastră potrivit căreia sumele sau impozitarea care v-a fost făcută nu a fost cea corectă. Aveți oportunitatea să depuneți documente noi, ele vor fi reanalizate, iar în urma reanalizării se va da un nou aviz de cotizație. Dacă nici în urma acestei opoziții dumneavoastră nu sunteți de acord cu avizul de cotizație emis, aveți încă o oportunitate, vă puteți adresa instanțelor judecătorești, Cour du Québec, Curții Quebecului, Chambre Civile, Camera Civilă, sau Curții Quebec, Petit Créance, sunt situații însă limitate pentru anumite sume de bani care de obicei sunt mici. Sunt Călina Jurjubala, avocat, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit la o nouă ediție a Sfatului Specialistului la ESCU TV.